Domnul Iisus să fie lăudat! Fraților și surorilor, vreau puțin de tot să vorbesc, 3 predici în câteva minute. Sunt 3 copii, la fiecare câte o mică predică, să nu vă îngrijorați că nu o să vorbesc mult. Fericire, mângâiere și pace, așa mi-am notat, pentru că numele lor sunt frumoase. Așer înseamnă fericit, Domnul să-l facă fericit. Noah înseamnă mângâiere, de la Noe, și Salome vine de la Shalom, care înseamnă pace. Atunci cei 3 copilași, Dumnezeu să le dea fericire, mângâiere și pace. Amin. Fericire. Psalmul 1:1. Domnul să-i dea lui Așer înțelepciune, așa cum scrie: ferice de omul de Așer, care nu se duce la sfatul celor răi. Domnul să-l facă înțelept. Amin. Psalmul 32:1, o altă fericire. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Domnul să-i dăruiască lui Așer iertare de păcate. A 3-a fericire, Psalmul 41:1, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, să-i dea milă față de săraci. Și asta am terminat predica pentru Așer. O durat 1 minut și ceva. Mergem la predica numărul 2, mângâiere. În Filipeni, în capitolul 2, cu versetul 1, cuvântul spune în felul următor: dacă este vreo mângâiere în dragoste. Domnul să-i dea lui Noah dragoste. Să fie un copilaș plin de dragoste, pentru că de acolo izvorăște mângâierea. 1 Tesaloniceni 4:18, aici vorbește Biblia: mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Domnul să-i dăruiască lui Noah cuvinte speciale de mângâiere pentru alții. Și apoi al 3-lea lucru, uitați-vă, Luca 2:25, Domnul să-i dea lui Noah răbdare, că asta să știți că e foarte rară. Scrie aici: el aștepta mângâierea lui Israel. Vedeți, mângâierea e ascunsă aici. Și Domnul să-l binecuvinteze pe Noah cu răbdare. Mergem la predica numărul 3, pace, și ne gândim la Salome. Numeri 6:26, numele lui Salome e ascuns aici. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Știți ce înseamnă asta? Domnul să fie alături de Salome și să nu o lipsească de prezența lui. Fața lui să-și o înalțe totdeauna peste ea și să-i dăruiască, așa cum are numele, pace. Domnul să o ajute. Al 2-lea lucru, Iov 22:21, împrietenește-te, Salome, cu Dumnezeu și vei avea ce? Pace, pace. Prietenia lui Dumnezeu să fie peste ea, să fie cu ea. Și al 3-lea lucru, Psalmul 119:165, multă pace au cei ce iubesc legea ta, să iubească cuvântul lui Dumnezeu. Și în încheierea predicii vreau să vă spun o povestioară frumoasă, ca să vedeți ce valabilitate are binecuvântarea lui Dumnezeu. S-a întâmplat în Ucraina secolului trecut, că o familie s-a rugat și a dorit un copil și a zis: Doamne, te rog să ne dai un copil. Și Domnul le-a promis că le va da un copil. N-a trecut mult, sora a rămas însărcinată, a fost singurul copil al familiei. Ce s-a întâmplat? L-au dus la binecuvântare, a fost o binecuvântare frumoasă, dar după câteva luni de zile au venit niște oameni răi și l-au furat pe copil. Familia asta care l-a așteptat cu atâta dor și la care Duhul Sfânt le-a promis că va face din el un evanghelist, nu l-au mai avut. Și a fost singurul copil, n-au putut să aibă alt copil. 16 ani au trecut, fraților, 16 ani, și familia plângea: Doamne, ne-ai promis, Doamne, ne-ai promis. Era într-o șatră de țigani. Și țiganii l-au furat pe el, au mai furat o fată, era acolo în șatra de țigani, și într-o zi vine o vrăjitoare acolo și spune: ăsta nu-i de-a vostru, ăsta e copil furat. Zice Bulibașa, da, că ne aude. Zice ea, ascultă-mă bine, copilul ăsta o să plece de la voi pentru că am văzut în jurul lui o aureolă de foc, un cerc de foc și ăsta e numărat în lista răstignitului. Ăsta nu poate să stea aici, ăsta trebuie să plece. Și știți ce s-a întâmplat? Copilul a auzit. O zis Bolibașa, zice, nu-i nimic. O să facem descântece, farmece. Măi, tu n-ai înțeles. N-are putere nimic asupra lui, pentru că în jurul lui e focul lui Dumnezeu. N-are putere. Și s-a întâmplat, copilul s-a prefăcut că doarme, stătea în căruță și i-a auzit pe mama și tata adoptivi. De aici l-am furat, de aici. Și numai atât i-a trebuit, că într-un moment de neveghere a lor, o sărit din căruță și-o găsit părinții și s-o dus și de 16 ani plângea mama și zicea, Doamne, unde mi copilul? După 16 ani, Dumnezeu i-a dăruit copilul înapoi. Slăvit să fie Domnul! De ce? A fost cerută într-o zi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar minunea a fost mai mare. Copilul a înțeles Evanghelia, s-a botezat, a devenit evanghelist, cum a promis Domnul, și s-a întors înapoi în șatră, că știa limba țigănească. Și Dumnezeu i-a mântuit pe cei din șatră. Vedeți ce mari minuni face Dumnezeu. Și providența lui Dumnezeu așa e de interesantă, că spunea cineva, numai atunci o înțelegi când o citești pe dos. O citești pe dos. Ei ți-e sătura, zici, mă, nu înțeleg nimic. Întoarce-o, frate, să vezi ce frumos arată pe partea cealaltă. Nu înțelegem nimic. Dumnezeu e Cel care binecuvintează. Domnul să-i binecuvinteze pe cei trei copilași. Amin.